Sărbătoarea botezului Domnului numită și Epifania sau Teofania este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Ea are o semnificație deosebită pentru viața creștină, deoarece nimeni nu poate deveni creștin fără botez. Taina Sfântului Botez este poarta de intrare în biserică și în împărăția cerurilor. Știm aceasta din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu unul din învățații lege vechi și anume cu Nicodim, care era un om înțelept și duhovnicesc. Iisus îi spune acestuia că de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea lui Nicodim, cum va putea un om să în vârstă să se nască din nou? Mântuitorul răspunde, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Așadar, taina Sfântului Botez este taina nașterii din nou. Este taina nașterii duhovnicești a persoanei. Prin nașterea biologică sau trupească, omul se naște pentru viața aceasta pământească și merge spre moarte din cauza păcatului strămoșesc care s-a transmis tuturor oamenilor. S-au închinat spre păcat. De cine se naște fizic într-un Adam? Ca om se naște pentru a muri fizic. Însă cine se naște spiritual într-un Hristos prin botezul cu apă și Duhul Sfânt se naște pentru a trăi veșnic. Potrivit cuvintelor Mântuitorului, cel ce crede în mine, chiar de va muri, va fi viu. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune, precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Deci în taina Sfântului Botez se pregătește începutul învierii oamenilor, mai întâi învierea sufletului de păcat, prin credință, viață curată, prin fapte bune, iar apoi la învierea cea de ofte, și învierea trupului din stricăciune. Pentru a trăi veșnic în iubirea Preasfinte Trăime, așadar, legătura tainică între botezul din biserică, începutul intrării omului în împărăția cerurilor, este conținutul cel mai profund al tainii Sfântului Botez. Nimeni nu poate intra în împărăția cerurilor dacă nu se naște din apă și din Duh din biserică. Apa este folosită la botez pentru a arăta că după cum ea este element esențial pentru viața trupului, tot așa este Duhul Sfânt necesar pentru viața spirituală a ființii umane, atât pentru suflet, cât și pentru trup. Întrucât Duhul Sfânt îi dăruiește omului harul înfierii, îi curățește de toată întinăciunea, îl conduce la înviere, îi dăiește viață veșnică în lumina Sfintei Trăimi. Hristos nu avea nevoie să fie botezat de către Ioan, pentru că era fără de păcat, dar întrucât a luat asupra sa condiția umană, adică a intrat în lumea marcată de păcat și de moarte, el se botează pentru mântuirea oamenilor, pentru a arăta fiecărui om care are nevoie de curățire și de schimbare. Această schimbare sau înnoire înseamnă că omul cel vechi al păcatului neascultării trebuie să moară, ca să se nască omul cel nou care trăiește veșnic în comuniune de ascultare, iubire de Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Sărbătoarea Botezului Domnului a Epifaniei sau Teofaniei este o sărbătoare arătării Preasfintei Trăimi. Pentru că la botezul Domnului s-a arătat deodată lucrarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Această minune dumnezească s-a făcut când Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit în public și s-a botezat în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani. Atunci deodată cu persoana lui Dumnezeu, Fiul a devenit om din iubire pentru oameni. Se arată celelalte două persoane ale Preasfintei Trăimi, Duhul Sfânt, în chip de porumbel, coboară peste Fiul lui Dumnezeu devenit om. Îndată după ce a ieșit din apele Iordanului,
iar glasul Tatălui Ceresc se aude zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. În acest motiv, troparul botezului Domnului Hristos pune accentul tocmai pe, din acest motiv, arătarea Preasfintei Treimi, în Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea, adorarea Treimii s-a arătat că glasul Părintele a Mărturisit, fii iubit pe Tine, numindu-te și Duhul închid de porumbela a devenit întăria, tăria cuvântului. Cel ce Te-a arătat, Hristoase Dumnezeule, lumea iluminat slavă Ție. De la botezul Domnului am învățat în mod deosebit că Fiul lui Dumnezeu, întrupat de Iisus Hristos, este unul din Sfânta Treime, taina aceasta a cunoscut-o mai întâi Maica Domnului, când Îngerul i-a spus cum va naște un prunc, deși ea nu a cunoscut bărbat, și anume, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea, și Sfântul care se naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Vedem așadar în întreaga Sfântă Treime a lucrat întruparea sau în omenirea Fiului, deși numai Fiul s-a făcut om. Însă la botezul Domnului Iisus Hristos în Iordan, ceea ce știa numai Maica Domnului s-a arătat public în Fiul care s-a făcut om, este însoțit, confirmat de glasul Tatălui din ceruri. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit și de către Duhul Sfânt care coboară peste El în formă de porumbel. Deci am putea spune, iubiți credincioși, că sărbătoarea botezului Domnului, Epifania sau Teofania, este și serbare a arătării Preasfintei Treime, întrucât la botezul Domnului, în Iordan s-a arătat întreaga Sfânta Treime. În lumina botezului Domnului Hristos, înțelegem de ce botezul creștin se săvârșește în numele Sfintei Treime, adică numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuitorul însuși și sfârșită Evanghelie după Matei, înainte de a se înălța la ceruri, poruncește apostolilor săi să meargă să învețe neamurile credința în Iisus Hristos și să le boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După cum Sfânta Treime a fost prezentă la botezul Mântuitorului Hristos. Tot așa Sfânta Treime este prezentă și când se botează fiecare om pentru a deveni creștin. Deci prin botezul său, Mântuitorul, Iisus Hristos a pregătit botezul creștin. În acest sens, Biserica lui Hristos se constituie la cinzecime prin pogorârea Sfântului Duh peste apostol, prin botezul mulțimilor de oameni în numele Sfintei Treime. Din acest motiv, sărbătoarea Sfintei Treime este acum îngemânată în calendar cu sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau a cinzecimii, luni după Duminica Rusaliilor, iar la rugăciune începătoare, rugăciunea Preasfintei urmează după rugăciunea Împăratei Ceresc. Deci Duhul Sfânt împărățește iubirea Preasfintei Treimi și face Biserica plină de Sfânta Treime. Când Mântuitorul Hristos a botezat în Iordan de către înainte mergătorul, botezătorul Ioan, Sfântul Ioan a simțit sfințenia lui și a zis, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, pentru că el s-a născut pe cale naturală și purta în firea lui păcatul strămoșesc. Însă Mântuitorul s-a născut fără de păcat, adică mai presus de fire de la Duhul Sfânt. Și din Fecioara Maria, Mântuitorul îi răspunde lui Ioan, lasă acum că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Cu alte cuvinte, nu este o necesitate ca Hristos să fie botezat, fiindcă El este fără de păcat. Dar întrucât în mod liber, era asupra sa păcatul lumii. Ia asupra sa păcatul lumii. El împlinește dreptatea, adică voia lui Dumnezeu. Dacă Fiul Său să fie Mântuitorul lumii, s-a făcut purtătorul condiției umane. Al unei vieți care este amestecată cu moartea. Pentru ca să dăruiască oameni muritori viața lui fără de moarte veșnică. Aceasta înseamnă că
Și atunci când se botează un om adult sau copil în Sfânta Biserică, cerurile se deschid. Harul Duhului Sfânt introduce pe om în viața Sfintei Treimi. Preotul care săvârșește botezul doar arată vizual lucrarea cea de văzut a Sfintei Treimi, deoarece când se botează un om adult sau copil, Hristos Domnul Arhiereu Veșnic îl botează pe acest prin lucrarea Duhului Sfânt, prin bunăvoința lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte din Evanghelie de astăzi, zis că din cior, sunt cheia înțelesului botezului. Anume acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. În Dumnezeu Fiul a devenit om. Dumnezeu Tatăl iubește întreaga umanitate. Prin urmare, când se botează un om, glasul Părintelui Ceresc spune tainic: acesta este Fiul cel iubit. Pentru că Dumnezeu Tatăl cuprinde în iubire, în iubirea sa veșnică pentru Fiul Său, pe fiecare om botezat deveni creștin care poartă numele Hristos. Când se botează un copil, primește binecuvântarea nu numai copilul respectiv, ci și familia și biserica întreagă, pentru că botezul nu este numai un eveniment personal, ci unul comunitar. Cu fiecare nou botezat se arată odată în plus iubirea veșnică a Preasfintei Treimi pentru oamenii care doresc bucuria, viața veșnică de împărăția Preasfintei Treimi. Din acest motiv, botezul este un izvor de mare bucurie pentru familie, pentru biserica întreagă sobornicească. Copiii care nu sunt botezați sub pretextul că nu sunt suficient de maturi ca să înțeleagă taina Sfântului Botez, sunt lipsiți de binecuvântare unică, aceea a unirii lor personale cu Sfânta Treime în Sfânta Biserică. Iar dacă se întâmplă să moară nebotezați, ei nu se pot bucura de plin de bucuria vieții veșnice, după cum spun Sfinții Părinți. Biserica Ortodoxă consideră că trebuie sfințită nu numai viața naturală a omului, ci și copiilor și tinerețea lui. Când se botează copilul, în aceeași zi el primește și taina mirungerii, rostindu-se formula aceasta: pecetea darului Sfântului Duh. Atunci copilul botezat primește o mulțime de daruri duhovnicesc în aceste cuvinte: a fi cultivat. Iar apoi el, mergând la biserică, împreună cu mama, tata, bunica, cu alți copii, crește duhovnicește în iubirea față de Dumnezeu și biserică. Totodată, în acea zi în care copilul primește botezul, mirungerea, în mod obișnuit, la vârsta de 6 săptămâni, el primește ce taina Sfintei Împărtășanii. Aceasta nu se amână pentru mai târziu, sub pretextul că nu înțelege copilul la vârsta de 6 săptămâni. De fapt, nici la o vârstă înaintată nu înțelegem cum pâinea vinului se prefacă în trupul sângele Domnului. Dar înțelegem că în taina Sfintei Împărtășanii se află iubirea Sfântă a lui Dumnezeu pentru noi, care ne dorește viața veșnică. Faptul că Biserica Mamă Ortodoxă botează copiii, îi mirunge, îi împărtășește în acea zi, arată că un copil este o persoană umană întreagă. După cum Dumnezeu, copilul care s-a născut în peștera din Betleem, era o persoană, tot așa, fiecare copil botezat este persoană pusă în legătură de iubire eternă cu persoanele Sfintei Treimi. El nu este o parte dintr-un om, ci este un om întreg, este o persoană, o valoare unică, eternă. Copilul nu este la început un animal care devine apoi om. Și de momentul conceperii sale, copilul este om, care prin botez devine persoană binecuvântată, având un nume, un chip îndreptat în numele chipului Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Deoarece după chipul Sfintei Treimi a fost creat omul, când Dumnezeu se face om după chipul asemănarea noastră, folosind pluralul tainic al lui Dumnezeu, unul multiplu, adică Dumnezeu Treime, vedem așadar cât de mare este demnitatea de a fi creștin. Când se botează un om, o ființă botezat, este introdusă în iubirea Preasfintei Treimi, îl primește numele unui Sfânt pentru a arăta că, de fapt,
calea botezului este calea sfințeniei, viața prin harul Preasfintelui. La botez, adultul este copilul prin nașul său. Face un legământ și anume un legământ pentru toată viața. Adică ne pune voturi batismale, întrebări, răspunsuri, asemenea voturilor monahalului. Prima întrebare, te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Răspuns, mă lepăd de Satana. Și apoi întrebarea, te unești cu Hristos? Răspunsul este, mă unesc cu Hristos. Iar la întrebarea, crezi lui? Răspunsul, cred lui ca unui împărat, Dumnezeu. Toate acestea le făgăduiește cel care se botează sau nașul pentru copil ca început de viață nouă în Hristos prin Harul Duhului Sfânt. Așadar, toată viața celui botezat de biscăvincioși trebuie să fie o lucrare sfântă de lepădare de Satana, de lucrările Satane, adică de păcat. De toată răutatea, o unire cu Hristos, prin împlinirea poruncii dumnezeiești, iar în măsură în care omul se leapădă de Satana, de toate lucrările lui, se unește cu Hristos, în aceeași măsură el simte bucuria Harului Iubirii lui Dumnezeu în viața sa. De aceea creștinul adevărat este un om al iubirii jertfelnice, al bucuriei sfinte, chiar atunci când trece prin necazuri. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens, cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos, necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamete, sau lipsa, sau de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici de cei de acum, nici de cei ce vor să fie, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul, nici altă parte nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea în Hristos, Domnul nostru. Iubiți credincioși, în această zi a botezului Domnului nostru Iisus Hristos, românii ne aducem aminte cu bucurie că poporul nostru a fost botezat. S-au creștinat nu la comandă de sus în jos, ci a fost creștinat lent, profund, pașnic, de-a lungul mai marilor, multor veacuri, până când se forma ca popor, nu în istorie, din daci și români. Deci nu avem odată un an al creștinătății anume noastre ca popor. Există legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dacă mai ales între Hristos și poporile care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea creștină. De aceea, cu bucurie, speranță, ne gândim la faptul că pe tema țării noastre se află vulturul purtător de cruce, înălțându-se spre cer, pentru că a ne arătat că avem o vocație creștină pentru eternitate. Că purtăm taina crucii, că taina biruinței asupra suferinței prin speranță, asupra morții prin înviere. De la începutul nostru ca popor creștin până la sfârșitul istoriei. Prin urmare, poporul român purtător de cruce, de înviere și arată demnitatea sa, dacă nu-și uită botezul, legătura lui Hristos, cu Hristos, ce răstignit în viață, se pare constitutivă a identității existenții sale. Trebuie să amintim că în ziua sărbătorii botezului Domnului, la finalul Sfintei Liturghii, se săvârșește risca din cioși, sfințirea cea mare apă. Această apă pe care Duhul Sfânt o sfințește este apă de binecuvântare, de sfințire, aghiazma mare care se săvârșește numai cu prilejul sărbătorii botezului, este una dintre cele mai frumoase slujbe ale Ortodoxiei. El se săvârșește în afara bisericii, pentru că Mântuitorul Hristos s-a botezat într-un spațiu închis, ce în râul Iordanului, nu în spațiu închis. De obicei, această slujbă se săvârșește lângă un râu curat, lângă un izvor, dacă este. Iar dacă nu se poate, acolo acesta se săvârșește în apropiere de Sfânta Biserică, unde sunt multe vase cu apă, pregătite cu multă grijă, cu multă evlavie, pentru momentul acesta sfânt.
Sfințirea cea mare a apei are mai multe părți, iar prin conținutul ei scoate în evidență mai întâi iubirea lui Dumnezeu față de oameni, iubirea arătată în întruparea Mântuitorului Hristos la botezul său în Iordan. De aceea rugăciunile și cântările aceste zile se fac legătură între nașterea Domnului Botezul Domnului, dar și între botezul Mântuitorului, mântuirea oamenilor, celor ce cu credință, bucurie, au primit botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!